A doua zi are loc un eveniment care va fi scânteia declanșării conflictului. Majorul German Döring este asasinat de un agent al Intelligence Service-ului în București. Evenimentul stârnește senzații, dar Antonescu îl acuză pe generalul Petrovicescu că nu a fost capabil să mențină ordinea și să asigure paza ofițerului Neamț. Reproșul era adresat și legionarilor care dețineau funcții importante în conducerea poliției. Și Antonescu îl demite pe generalul Petrovicescu de la Ministerul de Interne, ca și pe Alexandru Ghica, șeful poliției pe țară. Demiterile efectuate de Antonescu sunt primite ca un afront de către legiune. Imediat încep manifestațiile de protest și așa debutează ceea ce este cunoscut în deopște sub denumirea de rebeliunea legionară. Secvențele document filmate în acele zile tulburi, 21-23 ianuarie 1941, prezintă la început grupuri masive de oameni adunați pe străzi care ascultau la radio știrile contradictorii. În același timp, legionarii vin în număr mare și ocupă prefectura poliției capitale. Legionari se adună la sediul din strada Roma. Sunt ocupate diverse obiective strategice și chiar cazarma gardienilor publici de lângă președinția Consiliului de Miniștri. Lui Antonescu îi convine acest mers al evenimentelor. El primește câteva delegații legionare venite să trateze condițiile unei împăcări. Somat însă să îi predea puterea lui Horia Sima, evident că refuză. Sigur de sprijinul armatei germane, generalul ordonă deschiderea focului și armata este cea care declanșează confruntarea violentă. Dispunând de armament superior, mitraliere, tunuri și tancuri, spre deosebire de legionari, înarmați cu pistoale, puști și, în cel mai bun caz, arme automate, trupele atacă toate centrele de rezistență ale legionarilor. Antonescu nu uitase sfaturile lui Hitler. Cu această ocazie, legionarii sunt acuzați că au înfăptuit cele mai oribile fapte. Incendieri de imobile și magazine, jafuri, omoruri, în special ale evreilor, arderea cu benzină a unor soldați și altele de acest gen. Se pune întrebarea dacă legionarii puși în fața desființării mișcării și a înlăturării lor de la conducerea țării aveau timp și interes să se ocupe de găinării și de crime specifice criminalilor și delinvenților de drept comun. Nu trebuie uitat însă că în luna septembrie 1940, legiunea primise fără nicio verificare 10.000 de noi membri, dintre care unii erau de-a dreptul dubioși. Dintre aceștia este foarte posibil ca unii să se fi manifestat exact în sensul acuzelor aduse, adică să fi comis spargeri, furturi, incendieri. N-au lipsit însă nici acuzațiile penibile că totul era o încercare de revoluție făcută cu banii Moscovei și că legionarii sunt comuniști mascați. Inutil să stăruim asupra absurdului acestor acuze, spulberate până la zero de comportarea viitoare a mișcării legionare. Horia Sima, dintr-o ascunzătoare de unde cu greu putea fi depistat chiar de proprii săi camarazi, înțelegând că sunt pierdute toate speranțele, dă un ordin către legionari de încetare a oricăror violențe. Știrea este tipărită în ziare și odată cu răspândirea ei, pe 23 ianuarie, luptele se sfârșesc.
La sfârșit, armata oficiază un Tedeum, iar la ceremonia care are loc participă alături de Wilhelm Fabricius și Manfred von Killinger, noul ministru al Germaniei, în sosirea căruia legionarii își puseseră mari speranțe. Și așa dispare statul național legionar, dar nu și mișcarea legionară. Atunci când România intră în război, erau în închisori câteva zeci de mii de legionari. Antonescu trecuse de această dată la procedura de urgență, judecându-i și condamnându-i într-un termen record atât pe cei ce participaseră la confruntări, cât și pe numeroși alți legionari considerați periculoși. Din închisoarea Aiud, unde erau circa 2000 de legionari, doctorul Ilie Niculescu, comandant legionar, îi scrie o scrisoare lui Antonescu cerând ca în baza principiului fundamental al doctrinei mișcării, anticomunismul, să li se permită celor care solicită de bunăvoie acest lucru să plece pe front și să lupte cu arma în mână contra sovieticilor, urmând că dacă vor rămâne în viață să se întoarcă în închisori pentru ispășirea totală a pedepsei dictate de statul român. Antonescu acceptă cu greu, dar acceptă. Și mulți legionari pleacă pe front de unde nu se vor mai întoarce, iar cei care s-au întors de regulă invalizi revin în celulele închisorilor. Mulți alți legionari în frunte cu Horia Sima au fost trecuți peste granițe de ofițerii nemți și odată ajunși în Germania vor fi internați în lagăre speciale, interzicându-li să se facă politică. Degrupată sub această formă, mișcarea legionară nu dispare și așteaptă un moment favorabil pentru a ieși din nou la suprafață. Și acel moment vine imediat după 23 august 1944. În replică la guvernul format la București, Horia Sima formează la Viena un guvern în exil, cu scopul principal de a lupta împotriva comunismului și a trupelor sovietice. Evident, odată cu capitularea Germaniei, dispare și guvernul Sima. Trebuie spus în final că pe linia luptei anticomuniste, trăsătură fundamentală a mișcării legionare, mulți membri ai ei vor lupta cu arma în mână în munți contra regimului comunist. Se realiza într-un mod neașteptat și după atâția ani hotărârea luată de Codreanu în 1919 în pădurea Dobrina de lângă Huș. Mulți și-au pierdut viața, dar și mai mulți au umplut închisorile comuniste.